Avocații Baroului Suceava vor fi în grevă totală miercuri 4 octombrie pentru a trage un semn de alarmă cu privire la disfuncționalitățile frecvente pe care le întâmpină pe plan local în desfășurarea activităților judiciare. Printre aspectele ridicate se numără nerespectarea rolului avocatului, dar și a funcției acestuia în cadrul unui proces judiciar, organizarea activității instanțelor fără a se respecta repartizarea cauzelor pe intervale orare. Lista revendicărilor este una numeroasă, care mai cuprinde și omisiunea instanțelor de a acorda onorariile aferente asistenței judiciare din oficiu prin hotărârile judecătorești, cu respingerea solicitărilor de completare a dispozitivului și punerea cheltuielilor de judecată în sarcina avocatului solicitant. Decizia a fost luată de către Consiliul Uniunii Naționale a Barourilor din România, care a hotărât organizarea unei campanii, O zi fără avocați, pentru apărarea drepturilor avocaților și implicit ale justițiabililor, cu scopul conștientizării rolului profesiei de avocat și a profesioniștilor avocați în viața socială a statului, a societății civile și a sistemului judiciar.